În această dimineață, din centrul municipiului Câmpul Lung s-a dat start în etapa a patra a campionatului național off-road Mușcel Adventure Trophy, competiție prinsă în acest an în programul sportiv al zilelor municipiului Câmpul Lung. S-a plecat spre cartierul Grui, apoi concurenția a urcat dealul Măgura spre pantele abrupte ale zonei Mușcelului. Competiția include secțiunea auto împărțită în trei clase, extrem, open și standard. În primele două zile de concurs, participanții vor parcurge trasee din masivul Iezer-Păpușa, iar duminică este programată proba de trial organizată în zona pârtiei de schi de pe dealul Mățău. În sala de sport a clubului Pristavu Câmpul Lung s-a desfășurat astăzi o nouă ediție a trofeului Cupa Câmpul Lung la tenis de masă, competiție prinsă și ea în programul sportiv al zilelor municipiului Câmpul Lung și rezervată atât copiilor cât și adulților. La tragerea la sort s-a format o grupă pentru copii, una pentru fete și patru grupe pentru adulți, aceasta din urmă fiind și cea mai disputată categorie. Pentru grupa finală s-au calificat Gabriel Eana, Valențiu Bădescu, Nicușor Bădescu și Daniel Lică, iar departajarea s-a făcut doar la set averaj. Primarul municipiului Câmpul Lung, Călin Andrei, a fost prezent la festivitatea de premiere pentru a înmâna trofeele câștigătorilor. Alexandru Mihai Popa la copii, Dorina Irimia la fete și Daniel Lică la avansați. Locul întâi, sportivul Popa Alexandru Mihai. Ajută cu domnul Gică. Ești jurată? Da. Felicitări. Ești pe urmele lui. Hai. Succes tuturor. Locul întâi. Sportiva Irimia Dorina. Felicitări din Franța, da? Felicitări din Franța? Da. Felicitări. Și apreciem că... Locul întâi sportivul Lică Daniel. No, care a câștigat. A recidivat. A recidivat. Diploma de cel mai tânăr participant se oferă sportivului Bodea Sebastian, care are 5 ani. Da, să vedem de cum până unde vei. Da, să vedem. E fustiță pe lui. Îl strângi. E pe lui. Se strânge? E pe lui. Nu te strângi, auzi că nu strânge. Anul ăsta
avem un pachet de competiții sportive destul de mare, cu tenis de masă, cu tenis de câmp, două competiții, cu not, cu streetball. Mai avem și ciclism, mâine cred că sunt vreo 500 de concurenți, 4x4, așa că avem un pachet apreciabil. Sport nou în câmpul lung, streetball-ul își găsește ușor-ușor adepți și aici, în baza sportivă a Colegiului Național din Nicogolescu, sub directa coordonare a antrenorului de la Total Sport Argeș, Radu Dinu. 5 echipe de băieți și 2 de fete se vor întrece pe parcursul a 3 zile de competiție. Între jucători se numără chiar și organizatorul Radu Dinu, cel care în meciul de astăzi a reușit o execuție de dat exemplu tinerilor jucători. Competiția va continua și mâine după ora 11, dar și duminică atunci când vor fi programate finalele și apoi festivitatea de premiere.